Vom face niște secțiuni asociative, operației similare, dar mai intervine un pas prin care spun pe unde tai și cât de departe văd. Pur și simplu am aici funcția creare secțiune și pot să secționez un cadru. Deci voi secționa primul cadru, de exemplu, selectez elementele, ca asta îmi cere programul. Selectez la dreapta, la stânga, ca să print tot ce am intersectat. Deci depinde de mine. Dacă selectez de la stânga la dreapta, nu o să văd panele și elementele longitudinale. Dacă doresc lucrul ăsta, atunci selecția o fac astfel. Deci va cuprinde numai elementele cuprinse în total în fereastra de selectare. Mă uit din față, stabilesc pe unde tai, pot să tai prin material sau în fața materialului. Diferența este că în momentul în care tai prin material, îmi va pune și textura materialului. Și am poziționat aici rezultatul. Deci, după cum vedeți, nu am panele. O să las cu etichetarea asta. Se pot reseta de mir, se cu 1 sau cu alt, așa mai departe. Deci, momentan, nu am avut în selecție panele și de aceea nu mi le-a arătat. Dacă cream selecția de la dreapta la stânga, atunci ele intersecta și panele și pot să stabilez dacă văd sau nu tirantul. Dacă vreau să văd și tirantul, atunci volumul acesta de selecție trebuie să includă. Deci eu doar desenez o cutie aici în plan în care îmi spune volumul în care văd elementele și apoi poziționez rezultatul. I-am spus deja că mă uit de jos în sus. Și acum este o altă secțiune, secțiunea M. Și acum am și panele pentru că au fost selectate. Și imediat ce poziționez, pot să reduc volumul selecției. Poate nu mă interesa tot, mă interesează pe jumătate, că structura e simetrică. Imediat ce am poziționat rezultatul, mă întreabă de la punctul, de fapt îmi permite să fac o izolare, să iau doar o bucată mai mică și să detaliez numai această jumătate de hal. În același timp aici, aici nu am avut panele pentru că nu au fost selectate de la bun început. Însă în unele situații, pur și simplu vor apărea elemente noi. Dacă apar elemente noi, ele nu intră automat în aceste vederi, fiindcă ne lasă pe noi să stabilim dacă le dorim sau nu. Imaginați-vă că ați cu planurile de cofrat și apoi începeți armarea. Armarea aduce elemente noi și ar intra pur și simplu armătura în planurile de cofrat. În schimb, putem adăuga sau scoate obiecte cu funcția adăugare sau ștergere din vedere. Deci pot să zic adăugare în vedere și asta pur și simplu îmi va adăuga elemente. Deci pot să selectez acum aceste elemente, fac un click și o să-mi adauge în vedere elementele ce lipseau. În același timp, dacă în vedere nu doresc să văd ceva, să spun nu doresc să văd podul rulant, pot să dau click dreapta, ștergere din vedere, și fac click pe aceste elemente. Și atunci ele există în continuare în 3D sau în alte vederi, dar în vederea aceasta nu mai există. Și atunci am un control cu ce urmează să detaliez. Există și cotare automată pentru vederi. Fac click dreapta, cotare vedere. Pot să le așez din prima cotate cu cote liniare sau cote de nivel sau ulterior să fac această detaliere. Este o detaliere automată și, în consecință, nu dă întotdeauna cele mai bune rezultate. În sensul că, dacă geometria este mai complexă, sunt pante sau sunt elemente curbe, atunci el tinde să coteze prea mult. Poate putem să ne limităm doar la cote generale sau să coteze doar stâlpi, dar prin stâlpi se referă la stâlpi făcuți cu funcția stâlpi. O să las aceste elemente și selectez cele două vederi. Și în situația asta nu mă ajută cotarea 3D, deci cum vă ziceam, racordările astea, că am făcut și cu elementul curb, mă încurcă destul de mult. Și atunci o să șterg pur și simplu liniile astea adiționale nedorite de cotă și în schimb voi ajusta manual să am niște cote corespunzătoare. Pot coborâ titlul ăsta. Deci este o entitate. Ce vedem aici, chenarul ăsta galben nu va ieși la plotar, este corpul de secțiune. Se și vede în 3D.
Deci secțiunea înseamnă că am tăiat pe aici și am văzut până în spate și până în jos, pe înălțimea elementului. Dacă mut acest corp de secțiune, o să văd altceva. Deci, ca să înțelegem mai bine cum funcționează, pot să iau corpul acesta de secțiune și să-l mut exact în dreptul troliului. Și atunci, aici nu mai am stâlpi. De ce? Pentru că, de fapt, ar fi trebuit, fiindcă nu era un element, nu era în vederea inițială selectați. Deci, dacă îi adăugăm în vedere, adăugăm din nou hala aceasta în vedere ca să am toate elementele, deci se vede, este o secțiune exact în dreptul podului rulant. Dacă schimb adâncimea de secționare, deci o reduc până în nivelul acesta, atunci nu mai am și podul rulant, nu mai am nici stâlpul, pentru că secțiunea a tăiat pe aici, s-a terminat aici și nu mai văd celelalte elemente, iar elementele secționate, dacă sunt elemente de arhitectură, se ia stilul de suprafață. Dacă sunt Python parts, ori le convertim în corpuri 3D, ori avem opțiunea de a stabili la nivel de... Aici să dăm o definire, să stabilim cum să se hașureze elementele 3D, corpuri 3D care nu au concret o suprafață atribuită. Și atunci le-a hașurat și pe acelea prefabricate. Puteam să aleg un alt fel de beton, deci dacă nu voiam tot beton monolit, pot să aleg că elementele acestea 3D hașurate să fie pe... Avem ceva pe aici prefabricat. Precast elements. Dar nu și cele ascunse. Cele ascunse, obiecte 3D din spate, să nu le facă nimic. Atunci la obiectele 3D le-a pus o altă hașură. Putem stabili ce înseamnă prefabricat și ce suprafață să le pună. Și atunci vom obține și diferite reprezentări. Dacă doresc să fac o secțiune izometrică, vom alege creare secțiune, aleg liber și pot lucra în orice vedere. Adică pot să-mi aleg aici o vedere izometrică și să-mi stabilesc, îmi iau doar acest detaliu. Deci selectez de la dreapta la stânga ca să prind toate elementele. I-am înțeles programul ce elemente și acum din punct îmi cere de fapt să fac acel volum, acel corp de secțiune. Deci îmi stabilesc prin două clicuri, nu contează că dau pe la de sus și apoi în jos sau... Eu desenez practic o cutie la care mă uit într-un anumit unghi. Dau Escape, deci vede orientarea, deci la 45 de grade orientarea. Îmi poziționez aici rezultatul și apoi pot decupa suplimentar. Deci ori o las atât, ori pot să tai și mai mult. Deci imediat ce am poziționat-o, am posibilitatea să tai și pot să fac un poligon oarecare. Deci pot să tai în trepte și așa mai departe. Dacă doresc să, pe izometrie arată uneori bine să punem aceste umbre, pot fi alb, negru, sau să schimb unghiul soarele în poziții 25. Arată mai bine, în 45. Și, practic, elementele sunt parametrice, deci dacă punem, vom dispune niște atribute, ele se vor regăsi. Sau aici pot să aleg funcția, vă că au mutat-o numea descriere. Descrierea asociativă. Fapt, descriere asociative pentru arhitectură. E pur și simplu descriere și îmi selectez un element, clic dreapta și apoi îmi stabilesc ce texte doresc sau ce atribute doresc pentru acesta. Stâlp prefabricat. Dacă nu doresc stâlp prefabricat, dezactivez titlul acesta,
Am denumirea și dacă mai scriu alte, dau alte atribute acelui stop, se vor regăsi. Deci este S1 și acum manual îi pun o săgeată, dar putem configura propriile indicatoare, deci să meargă după un standard de birou pe care îl agreem noi. Le pun cu o linie mai subțire. Și aceasta este S1. Dacă schimb denumirea, ea se va actualiza. Deci dacă aici aș pune modificarea atribute, selectez stâlpul ăsta sau modificarea pot să o fac oriunde pentru acel stâlp. Pot să o fac aici, de exemplu. Și gândiți-vă că în același timp lucrează mai mulți colegi. Deci cineva e responsabil cu numerotarea stâlpilor. Dar ăla a greșit, au greșit toți. Dar măcar e unul responsabil numai cu așa ceva. Iar în timpul ăsta ceilalți pun etichete, dar habar nu au cum se numesc elementele. Pot să intru pe acel stâlp și să-i modific S1 prim, de exemplu. Îi dau OK. Bine, acum e ciudățel, l-am confirmat. Sunt sigur că l-am prins chiar pe acela și n-am lucrat, de fapt, da, să-mi fi lucrat într-o altă vedere. Deci la modificare atribute, S1 prim, trebuie și atributul să urmărească. Ciudat că nu a făcut. Că el așa funcționează în mod normal. Ne mai uităm când facem planul de montaj sau planul de fundații, poziționare. Și în mod normal el își extrage atributele și evident că se și actualizează. Asta e de fapt scopul, să putem să citească atributele în timp real pe modelul respectiv. Și cam așa se fac secțiunile. Este foarte important să stăpânim partea de vederi și secțiuni, fiindcă pe baza lor se fac toate planșele, cât de montaj, de cofraj, orice detaliu din modelul 3D se face cu această tehnologie. Și de asemenea armarea. Când facem armare, trebuie să secționăm un element, desenăm forma de bară, într-o altă vedere ortogonală facem repartiția ei.